Oare putem spune și noi în această dimineață, așa cum se încheie cartea aceasta Apocalipsa, da, vino Doamne Iisuse. Această tânjire a fost din totdeauna undeva în adâncul sufletului omului. De-a lungul secolelor, ceva tânjea după o altă patrie. Unul dintre patriarhii Bibliei, Avram, spune că el a ales să se încreadă în Dumnezeu și în cetatea lui Dumnezeu cu temelii veșnice. Oameni care au experimentat înnoirea interioară au privit cu anticipare spre momentul acela glorios, când, în sfârșit, se va spune: Am ajuns acasă. Alții care au fost aruncați în arenele. Romei uciși pentru credința în Domnul Isus Hristos, de acolo, din condițiile acelea de mare prigoană, au strigat, vino Doamne Iisuse, sufletele celor care au fost junghiați pentru credința în Domnul Isus Hristos, ni se spune în Apocalipsa că de sub altar strigă până când, Doamne, cât mai durează, când se ajunge la final uitându-ne la tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră la amenințările care sunt parcă peste tot culminând cu ceea ce s-a întâmplat astă noapte conflictul din Iran și Israel când peste 300 de drone și rachete au fost aruncate spre Israel probabil că mulți din Orientul Mijlociu acolo unde ura fierbe clocotește sunt oameni care privesc spre cer și se întreabă până când, Doamne? Sau cei răscumpărați strigă vino, vino, Doamne Iisuse. Dragii mei, am ajuns la ultimul capitol din cartea Apocalipsa. Deja acum, aici, în acest capitol, timpul este părăsit. Nu-l mai cunoaștem așa cum îl știm noi astăzi, pentru că în capitolul 22, Pășim în eternitate. Tot ce trebuia făcut pentru pământul și cerul nou deja au fost realizate până aici. Mântuirea sufletelor a fost rezolvată. Judecata a avut loc. Diavolul a fost legat și aruncat în iad și îngerii lui și toți cei care l-au urmat. Și acum, în capitolul 22, urmează Raiul Pierdut care de data aceasta este regăsit. Cum arată el? Păi vom descoperi aici un pământ nou, un cer nou, un Ierusalim nou, totul va fi nou, totul va fi diferit, totul va fi altfel, totul va aduce de plina noastră împlinire. După ce duminica trecută ne-am uitat din exterior la cetatea lui Dumnezeu, la capitala Universului, la noul Ierusalim gătit ca o mireasă pentru mirele ei, astăzi spășim în interior. Astăzi spășim și facem cunoștință cu ceva din lumea aceea mirifică. Cerul, să știți că este un loc foarte real. Nu este ceva ce ține de imaginația noastră. Cerul, raiul, nu este o stare de spirit, Cerul este destinația noastră finală. În, am găsit un sondaj făcut românilor din 22 aprilie 2021, care spune cam așa că 80% dintre români cred că există Dumnezeu. Aproape 70% dintre români cred în viață de după moarte. Și doar 25,6 dintre români sunt convinși că vor ajunge în Rai. Asta era părerea românilor noștri de acum 2 ani în urmă, 3 ani în urmă. În capitolul 22, din care urmează să citesc, ni se prezintă, așa cum menționam deja, destinația noastră finală. Avram din antichitate privea, privea spre acest oraș, cetatea care are temelii tari, al cărui meșter ziditor este Dumnezeu. Acolo, norul martorilor care și-au trăit existența pe pământul acesta, privind spre patria cerească, găsim pe așa de mulți care devin o încurajare pentru noi. Pentru noi, în secolul 21, când Poate ne simțim amenințați. Unii dintre dumneavoastră săptămâna trecută ați primit invitația de a participa la un instructaj militar. Galațiul, județul Galați și Brăila au fost județele astea pe harta României bifate, hașurate diferit săptămâna trecută. Și în multe din familiile gălățenilor și brăilenilor s-a ridicat această întrebare. Oare chiar trebuie să luăm în serios războiul de lângă noi? Dar, dragii mei, în timp ce suntem prin voi adânci, în timp ce ne confruntăm cu suferințe și lacrimi, care pe locuri pot fi amare, avem înaintea noastră un nor de martori care încep din antichitate și care vin până în zilele noastre și care ne spun că ei au renunțat la totul și au trăit viața de credință anticipând acest moment glorios în care vor păși în cetatea Veșnică Și asta este și aspirația noastră, nu-i așa? Mă așteptam la un răspuns de La dumneavoastră <laughs> Mulțumesc Raiul, prima observație pe care vreau să o fac aici Raiul restaurat Ne va oferi Viața de plină Apa Și pomul vieții Haideți să citim primele cinci versete Din Apocalipsa Capitolul 22 Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului și în mijlocul pieții cetății. Și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia al Împăratului și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunzele lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Geneza, prima carte din Biblie, începe prin a ne prezenta Raiul dintr-o altă perspectivă, Edenul, Grădina Eden, și printre nenumărații copaci care erau acolo, la care Prima pereche de oameni avea acces era unul, unul singur la care omul nu avea acces, era copacul cunoștinței binelui și răului. Mai era un altul acolo care era antidotul pentru moarte. Și omul omul a avut libertatea și puterea de a alege. Și a ales din păcate să mănânce din pomul morții. Iar Dumnezeu va trimite un arhanghel să păzească celălalt copac, copacul, pomul vieții, ca nu cumva omul păcătos să ajungă să mănânce din acest copac ca apoi să rămână permanent în această stare de rebeliune de păcătos. nu așa că suntem ispitiți să-L condamnăm pe Adam și pe Eva? care au ales să mănânce din acest copac care a dus moartea și nu din pomul vieții. Ce ar fi fost dacă omul ar fi mâncat întâi din celălalt copac? Dar lucrul acesta este valabil și astăzi. În crucea lui Hristos, oamenii găsesc de fiecare dată iertare pentru păcate, mântuirea sufletului, viața veșnică. Și astăzi oamenii au posibilitatea să aleagă. Viața sau moartea? Și ce alege omul din păcate? Ce alege astăzi majoritatea oamenilor? Dumnezeu ne spune în Deuteronom că ne pune înaintea noastră binele și răul, viața și moartea. Și ne spune, tu poți să alegi. Și apoi urmează îndemnul lui Dumnezeu, alege viața, alege viața ca să poți trăi. Haideți să ne uităm pentru început la versetul 1, la această apă a vieții. Înainte de căderea omului în păcat, omul avea comuniune cu Dumnezeu. Viața lui era împlinită, satisfăcută, trăia fericirea, bucuria, pacea în răcoarea dimineții. Omul se întâlnea cu Creatorul său, era acea trăire intimă care îi dădea pe deplin satisfacție. Dar omul acesta primește responsabilități, este așezat pe pământ ca să stăpânească, și s-a încredințat lumea. Însă, prin neascultare, omul pierde împărăția pe care Dumnezeu i-a dat-o și pământul acesta de atunci este blestemat. Și noi trăim aici, în lumea asta blestemată. Și apoi omul este alungat, scos din prezența lui Dumnezeu. Și când citești prima carte a Bibliei, Geneza, primele capitole, n-ai cum să nu vezi că omul pierde paradisul. Și vor trece secole, milenii, ca de-abia aici, în Apocalipsa, capitolul 22, să-l regăsească. Apa vieții în versetul 1 este asociată cu mielul care este însuși Isus Hristos, despre care noi am și cântat în această dimineață. Și am văzut un râu, așa zice versetul 1. Un râu ca cu apa vieții, limpede precum cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului. Ei, ce tânjire este în fiecare dintre noi după acea adevărată apă care să aducă satisfacție. În biserica în care eu am trăit primii ani din copilăria mea, era un cântec care, pe care frații, părinții, bunicii noștri îl cântau, încă răsună în mintea mea. Vino la apa vieții, spunea cântecul, setos, ostenit și slab, vino că aici vei găsi viață, aici vei găsi repaus. Era o invitație adresată păcătosului care în realitate tânjește după această apă. Iată-o pe o femeie care locuiește în Samaria, o zonă unde populația este mixtă, iudei și dintre neamuri, unde este un fel de sincretism religios, în timp ce se închină lui Dumnezeu Iahve, se închină și zeităților, e foarte multă confuzie. În miez de zi, într-o zi toridă, copleșită de căldură, de setea fizică, dar mai ales de ceva care o măcina în interior, o femeie care a încercat împlinirea, ajunge la fântâna lui Iacov pentru ca să-și ia obișnuită apă pentru trup, ca acolo să întâlnească un străin care o privește și știe exact ce e în adâncul ființei ei. Și adresează acestei femei o întrebare cu care să se conecteze. dă -mi și mie, te rog, din apa asta. Și în timp ce femeia îi gata să îi ofere Mântuitorului cel venit din lumea asta despre care citim noi acum, să-i dea din apa aceea care stâmpă setea fizică, Iisus spune, eu am altceva ce aș putea să-ți dau. Eu am o apă pe care dacă tu o bei, apa aceea îți va aduce satisfacție de plină. Femeia e confuză, nu înțelege despre ce este vorba, dar iată ceva din dialogul dintre Isus și această femeie, Ioan capitolul 4, versetele 10 până la 14, drept răspuns Isus i-a zis, dacă ai fi cunoscutul darul lui Dumnezeu, și cine este cel ce zice, dem să beau? Tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă din fântână, este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu are mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus a răspuns, Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care i-o voi da eu, se va preface în el, într-un izvor de apă, care va țâșni în viață veșnică. O, femeia asta a avut cinci bărbați, de fiecare dată a încercat să rezolve o nevoie profundă din adâncul ființei ei și a crezut că primul bărbat cu care s-a căsătorit va reuși să împlinească acea nevoie. Și ca oricare dintre noi care ne ducem ca un parazit să ne căsătorim cu cineva care în sfârșit ne va satisface, vom ajunge mai devreme sau mai târziu să realizăm că este foarte important ca noi să fim întâi plini ca să putem să ne bucurăm de o căsnicie, de o viață frumoasă. Primul eșec, rușinea satului. Se căsătorește cu cel de-al doilea. Rănile din prima căsnicie o urmează. Încearcă să-și găsească împlinirea ca să guste același pahar amar. Și cinci bărbați, iar acum trăiește cu unul în concubinaj. Ce suflet necăjit, ce suflet apăsat, câtă tânjire este în sufletul acestei femei. Ea care este cumva un exponent al umanității care caută, caută împlinire și nu o va găsi în dimensiunea aceasta orizontală. Este clar că Iisus îi vorbește despre o altă apă. Îi vorbește despre o altă sete acestei femei. Îi vorbește despre setea Omului înstrăinat de Dumnezeu și despre prezența Lui în viața omului care poate da adevărata împlinire. Dar setea aceasta a cuprins sufletul omenirii întregi, de când Adam a fost alungat din Grădina Eden, din prezența lui Dumnezeu. Și de atunci, purtăm în adâncul ființei noastre un gol despre care Pascal spunea că are formă de Dumnezeu și nimic și nimeni nu poate împlini decât atunci când cel care ne-a creat după chipul și asemănarea sa vine să locuiască în noi. Setea aceasta se va stâmpăra în chip de săvârșit doar atunci când vom ajunge în cetatea pe care ne-o prezintă Apocalipsa, capitolul 22. Dar stâmpărarea ei începe de aici. Iată-l pe Mântuitorul care într-una din marele sărbătoare ale evreilor, este după o săptămână de celebrare. Este sărbătoarea corturilor. Iisus se ridică în mijlocul mulțimii care a venit la acea sărbătoare, s-a bucurat de cântec, de slujbă, de prezența oamenilor care au venit de peste tot din diaspora. Dar sufletul lor, în mijlocul sărbătorii, este gol la sfârșitul acestei sărbători, care la un moment dat avea un ritual aparte, când preoții urcau pe treptele templului și vărsau niște vase cu apă, se ridică Mântuitorul și strigă Ioan, capitolul 7, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea lucrul acesta despre Duhul pe care aveau să-l să primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus încă nu fusese proslăvit. Dragul meu, în dimineața aceasta, Hristos în care noi credem este prezent în mijlocul nostru. Și Sufletului tău, care este în realitate însetat și care caută ceva. Și asta este una dintre rațiunile pentru care ieși la această slujbă. Sufletului tău, Hristos, să spune în această dimineață, dacă este cineva aici însetat, eu n-am ce să vă dau. Eu sunt om ca și dumneavoastră. Eu am nevoie de stâmpărarea setei sufletului meu interior, exact cum aveți nevoie și dumneavoastră. Dar rolul meu în această dimineață este să vă îndrept privirile spre Hristosul care poate să facă ca din inima dumneavoastră să țâșnească râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Hristos ne-a trimis Duhul Sfânt odată ce s-a înălțat la Tatăl, după ce a fost răstignit, a murit și a înviat, a trimis Duhul Său cel Sfânt pentru credincioși, credincioșii care pot beneficia de stâmpărarea Setei sufletești. Așa că eu vreau în această dimineață, chiar de la începutul acestui mesaj, să spun: Grăbește-te să vii, să bei din această apă vie care este în Isus Hristos. Acest gol, această sete pe care tu o porți, nu va putea fi satisfăcută cu nimic. Vei pune bani, vei pune plăceri, hedonism, ce vrei tu? Vei pune acolo ca să ajungi ca Solomon la sfârșitul vieții care experimentează totul și va spune totul este deșertăciune a deșertăciunilor și goană după vânt. Și a petrecut timpul în bibliotecile lumea, a căpătat cunoaștere care s-a transformat în înțelepciune ca la urmă să spună și aceasta este o deșertăciune. L-a văzut pe unul beat care se clătina mergând pe stradă și a zis probabil că nu să petreci timp în bibliotecă e soluția pentru a fi împlinit, să te bucuri de viață, să bei, domnule, să uiți de tot necazul tău. Aici e raiul și aici e iadul. Și Solomon încearcă și această dimensiune a vieții ca să experimenteze aceeași goliciune interioară și să exclame la fel: și aceasta este goană după vânt. Și a cumpărat proprietăți, cum de bine unui împărat, Argintul aproape că nu mai avea valoare în perioada lui, aurul era din belșug, a avut cirezi și proprietăți peste proprietăți și a zis, asta îmi va da satisfacție. Setea sufletului meu va fi într-adevăr împlinită când mă voi putea bucura de acele certificate de proprietate. Eu sunt stăpân. Și la sfârșit a spus, cu aceeași durere și acest lucru este deșertăciune și goană după vânt. Și a zis el, probabil că în femeie este soluția. O mie de femei a avut. Unele au fost soții, altele concubine, 700 concubine, 300 neveste. Și a crezut că în felul acesta setea din sufletul lui va fi într-adevăr satisfăcută. Ca la urmă să exclame același lucru. Și aceasta este goană după vânt, este deșertăciune a deșertăciunilor. Și a zis el, dacă fac petreceri, petrecerile într-adevăr îi fac pe oameni fericiți. A plătit cele mai bune formații, cei mai buni compozitori, cei mai buni muzicieni care l-au distrat în timp ce s-a bucurat de toată viața asta, ca să spună la sfârșit, și asta este deșertăciune. Dragul meu, nu știu ce încerci, nu știu ce cauți. Sunt convins că tu cauți ceva și vrei ca prin acel ceva să stâmperi ceva ce este în adâncul ființei tale. Vei ajunge la sfârșitul vieții să spui ce a spus Solomon la sfârșitul vieții. Cine, într-adevăr, se poate oare bucura pe pământul acesta fără el, fără Creatorul care ne-a făcut după chipul și asemănarea sa? Iar în această dimineață, anticipând ziua când vom vedea râul acela limpede precum cristalul care iese din împărăția, din, de sub scaunul de domnia lui Dumnezeu și a mielului și care va produce satisfacția aceea de plină, nu ne vom mai dori nimic, vom fi împliniți în modul desăvârșit. Dar până atunci Hristos te cheamă să vii să bei din apa vieții, să bei din Hristos, să obții mântuirea sufletului tău. Înțelege acest mare adevăr. Sufletul tău are o valoare veșnică pentru că pentru sufletul tău a murit Iisus Hristos la cruce. El a spus ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Ține cont de acest lucru. Sufletul tău e valoros. Sufletul tău contează. Sufletul tău nu poate fi satisfăcut cu lucrurile astea. Îți poți schimba jobul, te poți duce oriunde în lumea asta, poți să obții cele mai mari venituri și să ai cele mai mari responsabilități și proprietăți pe care să nu le poți număra și conturi despre care să nu mai știi și active la bursă și să zici, în sfârșit sunt satisfăcut, dăm voie să spun acest adevăr, nu Vei fi satisfăcut. Nu vei fi satisfăcut. Nu te mira de starea în care te găsești. L-ai pus poate pe Hristos deoparte și ți-ai ți -ai dat toată energia, toată pasiunea, toată focalizarea ta pe lucrurile acestea materiale în dorința de a-ți împlini setea sufletului tău. Dragul meu, Hristos ți-o împlinește. Hristos te mântuiește, Hristos te iartă, Hristos este aici să te elibereze de tot trecutul tău ca să-ți dea o viață nouă, ca tu să pleci din locul acesta un om transformat, un om care te-a întâlnit cu adevărata viață, pentru ca din acel moment să privești spre adevărata cetate care are temelii veșnice și într-o zi vei păși acolo și te vei bucura de adevărata apă. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Da. Apa aceasta care curge de sub tronul, de sub scaunul tronului lui Dumnezeu, adică adevărata viață, este posibilă doar și numai doar dacă ai o relație cu Dumnezeu. Mi-a plăcut enorm rugăciunea lui Tozer, care la un moment dat a spus așa, Doamne, vin la Tine cu sufletul însetat, aș vrea să-mi stâm dar în timp ce te rog să-mi setea, te rog frumos, nu o stâmpăra de tot, pentru că vreau să continui să te caut, vreau să rămân mereu și mereu în dependență de tine și asta a devenit de când am văzut, de când am auzit, de când am citit rugăciunea asta, a devenit o parte din rugăciunea mea. Doamne, așa de mult mă bucur că îmi stâm sufletului, dar te rog frumos, te rog, nu o stâmpăra de tot. Lasă-mă ca mereu și mereu să te caut, să tânjesc după tine. Există acolo un pom al vieții, versetul 2. În mijlocul pieții cetății, pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții. Rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Ca și în restul cărții Apocalipsa, Ioan folosește și aici imagini din Vechiul Testament pentru a comunica cititorilor săi ceea ce vede el. Așa cum deja am amintit, Biblia începe cu paradisul pierdut, dar se încheie cu paradisul regăsit. Paradisul a fost pierdut atunci când femeia s-a uitat la copacul acela al cunoștinței binelui și răului, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că era de dorit să deschidă cuiva ochii, și când a luat, deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, soțul ei care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. Și de atunci, omul trăiește într-un paradis pierdut, pentru că a fost izgonit de acolo. Și Dumnezeu spune în Geneza, capitolul 3, versetele 22 până la 24: Iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit, mulțumesc, astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvim care să învăpăiască o sabie, să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Și iată că în sfârșit, după milenii de interzicere a accesului la a mânca din acest pom al vieții, în sfârșit pășim în eternitate, în capitolul 22, și mâncăm din acest pom al vieții. Acest pom al vieții care vine acum să elimine blestemul din Geneza, capitolul 3. Și acolo mai citim ceva, că ei, în versetul 4, cei ce ajung acolo, vor vedea fața lui Dumnezeu. Și numele lui va fi pe frunțele lor. Vă amintiți de una dintre rugăciunile lui Moise, din Exod, capitolul 33? Omul ăsta a avut o responsabilitate uriașă. Două milioane de sclavi. Nu știu dacă înțelegeți ce înseamnă să conduci oameni cu mentalitate de sclavi. Două milioane de sclavi scoși din Egipt prin pustiu îi îndreaptă spre țara promisă, Canaan, Israelul de astăzi. Și la un moment dat, conflictul dintre poporul pe care Dumnezeu l-a eliberat de robie și Dumnezeul care l-a scos de acolo ajunge la apogeu. Și Dumnezeu spune, Moise, îți trimit un înger care să te conducă, vă dau țara pe care v-am promis-o lapte și miere, vă scap de toți dușmanii, dar eu, zice Dumnezeu, nu voi merge în mijlocul vostru pentru că sunteți un popor încăpățânat. Și dacă eu voi fi acolo, voi veți pieri. Și printre multele rugăciuni pe care Moise le face în contextul acela, face o rugăciune foarte interesantă. Doamne, aș vrea să-ți văd fața. V-ați rugat vreodată să vedeți fața lui Dumnezeu? Da, e, e o tânjire în noi, nu? Am vrea să-l vedem pe Dumnezeu. Toți dorim să-l vedem, nu-i așa? Mi-aduc aminte de securistul din armată de la mine care bat jocoritor, mi-a zis, tu crezi în Dumnezeu? Da, l-ai văzut vreodată? Nu, dar dacă, nici nu m-a lăsat să-i răspund, mi-a zis, probabil că dacă l-ai văzut, l-ai văzut când era așa, într-o stare între a și trează, adică nu știai nici ce-i cu tine, o imaginație a ta. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și Moise vrea să-l vadă. Și Dumnezeu îi spune, Moise, înțelegi acest adevăr. Nu este posibil ca un om să-l vadă pe Dumnezeu și să trăiască. E slum diferite. Dar Moise primește un har de la Dumnezeu. Moise este așezat în crăpătura unei stânci, Dumnezeu pune mâna acolo și zice, Moise, ce o să fac pentru tine? Iată favoarea mea. Voi lăsa să treacă ceva din slava mea pe acolo. Și după ce trece slava mea, voi lua mâna de pe crăpătura stâncii și îți voi oferi posibilitatea să privești la slava mea, dar din spate, pentru că nimeni nu poate vedea fața lui Dumnezeu și să trăiască. Dar Moise n-a făcut altceva decât să exprime o dorință profundă care este în adâncul fiecăruia dintre noi. Nu e așa că am vrea să-L vedem pe Dumnezeu? Nu e așa că am vrea să să-l privim față în față. Wow, cum va fi ziua aia? Nici nu vreau să mă gândesc la ea că mă topesc. Deja, numai când anticipez că ar exista această posibilitate. Dar, dragul meu, ca să poți într-o zi să vezi fața lui Dumnezeu, trebuie să-i vezi întâi spatele. Și spatele lui s-a revelat la cruce atunci când Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră și ne-a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 14: Cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl suntem una. Eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine vine la Tatăl vine doar prin mine. Așa că avem posibilitatea să facem cunoștință cu spatele lui Dumnezeu revelat în Fiul Său Iisus Hristos care a venit în lumea noastră și cine are parte de această revelație, de această cunoaștere, Într-o zi va putea să se bucure. Iată ce spune încă o dată versetul 4. Ei vor vedea fața lui. Și numele Lui va fi pe frunțele lor. Dar în timp ce nimeni n-a văzut slava lui Dumnezeu, nimeni n-a -a văzut fața lui Dumnezeu, Ioan capitolul 1, versetul 18 ce ne spune, Iisus spune lucrul acesta, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui născut din tată, doar acela l-a văzut și a venit în lumea noastră ca să ne-l descopere. Dar în ziua aceea, când vom păși pe străzile de aur, când vom păși în cetatea eternă, a cărei temelii sunt veșnice, când vom păși în noul Ierusalim, atunci când vom bea adevărata apă care ne va duce în plinire de plină, când vom mânca din pomul vieții care vindecă neamurile și elimină blestemul, în acele momente îl vom vedea față în față pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Anticipăm, noi așa este o, din nou o cântare pe care o mai cântăm câteodată. Ea începe cam așa, sunt un bulgăraș prea mic, sunt un strop de rou în soare și cu cât mă fac mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Știți cum încheie cântarea asta? Dar din toate câte încerc, le păstrezi tu pentru mine, nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, ziceți dumneavoastră mai departe. <fie> Aleluia! Cât mi-e dor, mi e dor de tine. Păi dacă ai văzut spatele lui, nu mai poți să trăiești fără acest dor. nu e așa? Dar cine poate beneficia de acest rai? Cine poate beneficia de raiul regăsit iată două fericiri care sunt aici, care sunt superbe. Versetul 6 și 7. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate și Domnul Dumnezeul Duhurilor Prorocilor a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. În curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Dragul meu, frate și soră, bărbat, femeie, tânăr, ce ești aici, asta, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Este revelația asta. Sigur că Ioan aici vorbește de ultima carte, de cel ce păzește cuvintele cărții Apocalipsa. Dar dați-mi voie să extind, pentru că eu găsesc principii care îmi dau voie să fac lucrul acesta în Biblie că noi suntem chemați să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, nu poți să trăiești oricum și să crezi că într-o zi ajunge acolo. Vreau să te dezamăgesc, dar prefer să te dezamăgesc acum și să faci ceva semnificativ cu viața ta. Nu poți să trăiești oricum, nu poți să trăiești în ură, în neiertare, în amărăciune, în minciună, în hoție, în plăcerile de șarte ale lumii acestea. Nu poți, nu poți trăi fără să păzești Cuvântul lui Dumnezeu și să te bucuri de cetatea aceasta. De aceea, Domnul spune, ferice de cine păzește. Ia o hotărâre importantă pentru viața ta. Nu mai amâna, nu mai aștepta să se întâmple nu știu ce, ca să poți lua această decizie. Astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, ne spune Biblia, nu vă împietriți inima. Și apoi mai este o fericire aici. În versetul 14, ferice de cei ce își spală hainele. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți încetate. cetate. Dar hainele noastre sunt murdare, nu astea fizice. Haina sufletului nostru, roba ființei noastre, este încărcată de păcat. Ne-am născut în păcat, avem o natură păcătoasă și pentru că avem o natură păcătoasă, păcătuim. Și pentru că păcătuim, haina sufletului nostru este murdară. N-ai cum să intri în prezența lui Dumnezeu. n cum să ajungi acolo decât dacă beneficiezi de această fericire. Ferice de cel ce-și spală hainele. Și tu poți să-ți speli hainele în sângele mielului. Așa că te invit, vino și te pocăiește. Vino și recunoaște răceala sufletului tău. Schimbarea priorităților din viața ta faptul că ai ajuns rece în relația cu Domnul și asta te-a distanțat și pe orizontală de cei din, de lângă tine, cei care ți-ar fi putut oferi atâta bucurie, vino și mărturisește dependențele tale, gândurile murdare, trăirile emoționale păcătoase, vino la Hristos, vino și adule la Cel ce poate să ți le ierte. Pentru că uitați ce spune versetul 15. Ni se vorbește de o categorie de oameni care rămân afară, care nu intră în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Nu poți să fii dependent de pornografie, și să te închin, Domnului. E o incompatibilitate. Nu știu dacă înțelegeți asta. Nu poți să-ți umpli mintea și sufletul de gunoaiele celor de la Netflix și apoi să vii și să spui, Domnul este cu mine. Te înșel, te înșel singur. Nu poți să flirtezi cu colega, cu colegul tău, să te joci cu emoțiile unei fete într-un mod ușuratic. Nu poți să faci din viața ta o trăire nedemnă de principiile lui Dumnezeu, pentru că vei rămâne afară. Afară rămân toți cei care practică curvia, uciderile, da, începe cu avortul, cu ura care produce, chiar dacă nu fizic ucidere, dar produce ucidere relațională, închinarea la idol, spre exemplu, lăcomia, zice Biblia că este o închinare la idol. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună, ieși de acolo, grăbește-te, nu mai sta pe gânduri, ieși de acolo pentru că aceștia nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar este o promisiune pe care Domnul ne-o face aici. Eu vin curând. Și dacă lucrul acesta era adevărat acum 2000 de ani, dați-mi voie să vă spun că eu cred că astăzi este mult, mult, mult mai adevărat. Domnul nostru vine. Și cum răspunde biserica? Maranata, vino Doamne Iisuse. Știți că biserica primară așa se saluta? Când doi credincioși în biserica primară se întâlneau, nu spuneau pacea Domnului, bună dimineața, bună seara, ci salutul primilor creștini era Maranata. Asta e speranța noastră. Hristos se întoarce. Noi suntem mai Lui. Noi vom ajunge acasă. Citesc acum începând cu versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca asta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei care păzesc cuvintele din cartea aceasta închină lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai ai vreo nevoie de vreo explicație cui trebuie să te închini. La ce sfânt, la ce monument, la ce punct cardinal, la ce oră, la... Nu. Biblia ne spune, Iisus ne zice că închinătorii adevărați nu se duc pe un munte să se închine sau la un anumit templu să se închine, ci ei se închină în duh și în adevăr și închinarea în exclusivitate îi este adresată doar lui Dumnezeu. Apoi mi-a zis versetul 10, să nu pecetluiești cuvintele acestei prorocii, căci vremea este aproape. Și uitați-vă cum este prezentat urgentul aici. Cine este nedrept, să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt alfa și omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Eu, Isus, am trimis pe Îngerul meu ca să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață și Duhul și Mireasa, adică noi, Biserica lui Hristos, zic, spuneți dumneavoastră tare. Și cine aude să zică, și celui ce este să vină și cine vrea să ia apă, apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta. Că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Wow! Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărței acestei prorocii, îl va scoate, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice: da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Fiți gata, spunea Hristos, eu vin curând. În august 1989 eram la templu după ce am muncit trei ani ca niște robe acolo să construim clădirea aceea și în sfârșit a avut loc inaugurarea. O slujbă memorabilă pentru cei care am dat tot ce am știut și am putut în perioada aceea. Nu să uit, duminica aceea, sala era arhiplină, oameni de peste tot, din oraș, din țară. Și la un moment dat este un predicator, cred că din Germania, care mă rog, predică cu pasiune și la un moment dat zice așa cu forță Maranata, vino Doamne Iisuse! Și toată biserica, nu știu cum să vă spun, a reacționat cu un amin, aleluia, vino Doamne Iisuse! Și acolo era directorul unei fabrici, invitat de tatăl meu care stătea în mulțime. Și asta când a auzit toată biserica, că spunea, zice, nu! Nu, că eu nu sunt gata! Dragul meu, n-aș vrea să fiu omul acela astăzi. Pentru că biserica lui Hristos spune astăzi, vino Doamne Isuse, spuneți cu toții Maranata. Maranata. Aleluia. Dacă nu poți să strigi în dimineața asta Maranata, nu pleca acasă așa. Vino la cel care îți dă apa vieții, vino la cel care îți mântuiește sufletul. Li invit aici echipa de laudă și închinare și aș vrea ca în timp ce cântăm să facem aici un altar, un altar în care, la care putem veni. Se ostenit și slab. Vino la Hristos. Nu mai ezita, vino la El. Vino la El pentru că la El găsești iertare, la El găsești mântuire. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș vrea să vă încurajez, părăsiți locul unde sunteți. Haideți aici, echipa de slujitori a bisericii este aici, gata să se roage cu dumneavoastră, să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi credem că locul acesta... Este un loc în care oamenii trebuie să primească viață, trebuie să primească mântuire, trebuie să primească eliberare, trebuie să înceapă umblarea lor cu Domnul. Vă așteptăm aici să ne rugăm împreună cu dumneavoastră.